Ideea înființării unui centru de excelență la Șimleu Silvaniei îi aparține consilierului local Ioan Costelaș, care consideră că un astfel de club al elitelor este necesar. Aș propune Consiliului Local și autorităților locale ca până la 1 septembrie 2014 să găsim o formulă ca și la Șimleu Silvaniei să avem funcțional un astfel de centru de excelență. Chiar integrat la toată ființa într-un centru județean. La rândul său, primarul Septimiu Țurcaș este încântat de ideea înființării unui centru de excelență. Edilul a declarat că, dacă va fi cazul, Consiliul Local va finanța integral un astfel de centru. Consiliul Local, cel puțin eu voi iniția și probabil că veți fi de acord cu mine, va finanța, dacă va fi cazul, integral un asemenea centru de excelență, pentru că știți foarte bine că încurajăm tot ceea ce înseamnă performanță în oraș și eu am fost dezamăgit că la un moment dat au început să dispară centrele de excelență din Șimleu. Acum, cu siguranță, cei care lucrează și acolo au ceva în plus și cel puțin pe matematică, Baia Mare ne-a arătat ce înseamnă să ai un centru de excelență atunci când vin la concursuri aici. Vorbesc de elevii, în special elevii de gimnazială. În urmă cu mai mulți ani, la Șimleu Silvaniei au existat asemenea centre de excelență la disciplinele matematică, fizică, limba română și geografie.